Timp de 2 săptămâni, 40 de profesori de liceu care predau limba română, limba engleză, limba franceză, istorie și științe sociale experimentează educația media, învață împreună, testează idei și vorbesc despre cum educația media devine parte integrantă în lucrul cu elevii. Programul Predau Educația Media, Laboratorul de Educație și Cultură Media, este un mediu deschis unde atât profesorii cât și elevii consultă și creează împreună un demers în care educația media devine o obișnuință a practicii educaționale de zi cu zi. Această unitate școlară, ca și Colegiul Tehnic Danubiana din Neamț, au fost integrate într-un program național care se desfășoară pentru o perioadă de 3 ani. E un program derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent din România, un program cofinanțat de Fundația Română-Americană. Spuneam că mă bucur foarte mult că și această unitate școlară a fost selectată pentru că am beneficiat noi profesorii de o formare în vară, iar la rândul nostru încercăm să multiplicăm informațiile. În această zi, directorul executiv al acestui centru pentru jurnalism independent din România a venit să discute cu elevii, oferă ateliere de lucru elevilor și tematica pe care dumneavoastră a pregătit-o este extrem de atractivă pe gustul elevilor din ce am văzut eu până acum. Este un update al instituțiilor de învățământ în ceea ce privește acest transfer de informație de la profesor la elev, având în vedere faptul că elevii acum sunt mai mult pe tot felul de aplicații, tot felul de instrumente. E adevărat și trebuie să menționăm faptul că acest program beneficiază de colaborarea cu Ministerul Educației. Consider că, până la urmă, profesorii au roluri multiple și trebuie să ne adaptăm și noi tehnologiilor noi, canalelor noi de informare. Prin urmare, nu excludem nici acest rol de a dezvolta, de fapt, gândirea critică a elevilor. Acesta ar fi obiectivul nostru și obiectivul programului, stimularea gândirii critice. Până la urmă, elevii noștri, pe lângă faptul că primesc niște conținuturi din programele școlare, în momentul în care părăsesc învățământul obligatoriu, trebuie să fie responsabil pentru propriile decizii, trebuie să învețe să ia decizii și trebuie să gândească critic, după cum spuneam. Sunt în vizită la Colegiul Tehnic Miron Costin ca parte a unui program care se numește Predau Educație Media, un program derulat de centrul nostru în parteneriat cu Romanian American Foundation, un program care se adresează profesorilor de liceu. În esență, lucrăm împreună cu profesorii din proiect, 40 la număr acum, 50 alți profesori o să înceapă programul anul, pentru a introduce elemente de educație media în predarea la clasă a unor materii: limba română, franceză, engleză, istorie și științe sociale. E vorba de un update în ceea ce privește transferul de informație de la profesor la elev. Cu siguranță încercăm să facem această educație media de care simțim că este atât de multă nevoie în cadrul unei predări naturale care să fie și atractive, care să utilizeze mijloacele de informare în masă, să răspundă interesului copilului în primul rând. Știm prea bine că copiii noștri își petrec o mulțime de timp utilizând mediile sociale sau surfând internetul. Interesul nostru nu este să-i îndepărtăm de aceste lucruri, ci să-i facem conștienți de modul în care funcționează informația pe internet. Ei, la rândul lor, sunt creatori de mesaje și e important să știe că au și privilegii, dar au și responsabilități. Cu siguranță și să poată să deosebească până la urmă o informație reală, nu? De una mai puțin... Dintotdeauna în proiectul acesta, deci în ultimul an, așa numitele fake news, știrile false, au constituit un punct de interes și noi le dăm atenția pe care noi o considerăm necesară. Și pot deveni capcane pentru ei. Dar nu numai pentru ei, și pentru noi pot deveni capcane și tocmai aceasta este una dintre punctele noastre de discuție, că dacă nu ești vigilant, ca să folosesc un termen mai puternic, dacă nu ești atent, poți să greșești chiar dacă te consideri un consumator avizat de media.
Centrul pentru Jurnalism Independent este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care acționează pentru profesionalizarea presei prin păstrarea standardelor jurnalistice și prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest și responsabil în mass media. Pe de altă parte, Centrul pentru Jurnalism Independent este un apărător al standardelor, dar și un agent al schimbării, ori societatea noastră este într-un moment al schimbării.